Continuă asfaltarea drumului județean, este vorba despre tronsonul Crăguiești-Lovăț, Șovarna-Bala. Aici vor fi asfaltați 12 km, proiectul fiind al Consiliului Județean Mehedinți. Lucrările sunt într-o fază avansată, astfel încât în maximum 2 săptămâni se poate vorbi despre turnarea primului strat de asfalt pe un tronson din drum. De o bună perioadă de timp se discută despre asfaltarea drumului județean dintre satele Rudina și Crăguiești, care traversează 3 comune, Bala, Șovarna și Lovăț. Sectorul are o lungime de 12 km și este împărțit în 3 tronsoane. Banii pentru asfaltare provin din fonduri europene. După ce s-a asfaltat tronsonul Rudina-Șovarna, apoi s-a asfaltat tronsonul Studina-Ilovăț, iată că a venit momentul în care să înceapă să se asfalteze și ultimul tronson, dar cel mai important pentru locuitorii comunei Ilovăț, și anume cel cuprins între Ilovăț și Crăguiești. Deja suntem în a doua zi de asfaltare, sperăm ca până la sfârșitul săptămânii, sau dacă nu, chiar și săptămâna viitoare, că oricum nu este târziu, să asfaltăm acest tot tronson, astfel încât să putem vorbi că am terminat de asfaltat primul strat, de fapt, de pus de asfalt pe acest tronson în lungime de 12 km. Este o dorință mai veche a cetățenilor comunei Ilovăț. De câte ori am venit prin Ilovăț, fie că am ajuns la adunări publice, fie la alte întâlniri, locuitorii acestei comune mi-au solicitat să facem tot ce este posibil să reușim să obținem finanțare să asfaltăm acest drum. Mă bucur că în urmă cu mulți ani, la discuțiile avute cu domnul președinte Aladin Georgescu, nu au rămas în zadar. Ținem să-i mulțumim pe această cale că ne-a avut în vedere și iată că ajungem să finalizăm și ultimul tronson, realizând astfel legătura comunei Ilovăț cu toate zonele județului Mehedinți. Vorbim și de zona Cernavârf-Nadanova, vorbim și de zona Bala-Baia de Aramă. De fapt, la Baia de Aramă se poate ajunge și pe tronsonul Cernavârf-Nadanova, având numai 33 de kilometri față de 70 de kilometri când trebuia să ocolim pe Florești. Beneficiarii lucrărilor de aici sunt în mod direct locuitorii din Șișești, Ilovăț, Șovarna și Bala, dar și cei care tranzitează zona pentru a ajunge în nordul județului Mehedinți. Cu toții vor circula pe un drum complet modernizat începând cu toamna acestui an, când investiția va fi finalizată.